Unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut Homo sapiens când a decis să trăiască împreună cu alți semeni a fost să se organizeze un pic. Să stabilească niște reguli și niște anume intervale de timp pentru a face anumite lucruri. Tocmai de asta a confecționat una dintre cele mai vechi unelte imateriale din istoria noastră, calendarul. Astăzi, calendarul este unul dintre lucrurile absolut esențiale care ne guvernează viața. Fără calendar, nu am fi capabili să ne orientăm în timp. Dacă busola este dispozitivul care ne ajută să ne orientăm în spațiu, ei bine, ceasul și calendarul sunt dispozitivele cu care ne orientăm în timp. Dar înainte de micul lucru mare numit ceas, calendarul a stat la baza orientării în timp. Trebuia să se știe când și unde să plece la vânătoare sau cât trebuia să aștepte până la următoarea recoltă. Pentru că vorbim de un element imaterial din istoria noastră, nu știm precis când a apărut calendarul. Cert este că Homo sapiens a folosit ciclurile planetei noastre pentru a-și stabiliza în mod conștient ritmul vieții, iar pe baza experienței, a dovezilor arheologice și deducției logice, putem afirma că înaintașii noștri foloseau niște calendare grosiere încă de acum vreo 30-40 de mii de ani. Pământul este guvernat de soare și de lună. Ca atare, orientarea noastră în timp s-a făcut aproape fără excepție, ținând cont de mersul acestor astre pe bolta cerească. Fazele lunii, solstițiile și echinocțiile au definit toate calendarele. Aproape toate. Acestea sunt calendarele solare și lunare, ceea ce avem și noi astăzi. Unele civilizații din vechime au avut originalitatea lor și s-au gândit că este prea banal să organizeze un calendar după soare, astfel că maiașii au folosit un calendar în scopuri religioase de 260 de zile organizat după mișcarea celestă a planetei Venus și un calendar de 365 de zile surprinzător de precis în scopuri civile. Cel mai vechi calendar descoperit de către arheologi vine dintr-un loc mai puțin probabil, din Australia. Vurdi Yuang se numește situl și datează cel puțin de acum 11.000 de ani. Situl este de fapt un aranjament de pietre ce se potrivesc cu mișcarea de rotație a Pământului de acum 11 milenii. Încă din zorii civilizației, calendarele au fost esențiale pentru cam toate activitățile umane, de la vânătoare și agricultură până la ordonarea vieții sociale în interiorul comunităților. De-a lungul timpului, calendarele nu au fost niciodată unificate și tot timpul au dat o mulțime de bătăi de cap. De ce? Foarte simplu. Pentru că Pământul, după ce că nu este chiar rotund, se rotește și un pic după cum are el chef. Calendarele solare, lunare sau lunisolare, adică cele mixte, se bazează pe poziția Pământului în raport cu Soarele și sau cu Luna. Iar strămoșii noștri au luat ca reper patru momente esențiale. Solstițiile și echinocțiile pentru relația cu Soarele și fazele lunii pentru relația cu Luna. Problema este că de-a lungul timpului Pământul și-a mișcat axa, astfel încât momentele și punctele în care Soarele era la solstițiu difereau. Tocmai de aceea am spus despre calendarul din Australia că era valabil din punct de vedere al reperelor astronomice acum 11.000 de ani. Pe lângă ciclurile agricole sau sezoanele de vânătoare, calendarele au fost și sunt esențiale din punct de vedere religios. Practic, aproape toate calendarele contemporane au rădăcinile în religiile actuale. Cu mii de ani în urmă, preoții și șamanii erau și astronomi, unii dintre ei, precum cei egipteni sau maiași, extrem de pricepuți. Și unii și alții au reușit cu o precizie fantastică să calculeze niște calendare cât se poate de precise. Calendarul antic egiptean deține de altfel și recordul calendarului cu cea mai lungă durată de folosire, peste 2000 de ani, de la construirea piramidelor până la sinuciderea Cleopatrei. Acest calendar a fost rezultatul muncii susținute a numeroase generații de preoți, care s-au ocupat cu minuțioase observații astronomice și cu continua ajustare a calendarului. Dar să știți că sinuciderea Cleopatrei nu a însemnat și renunțarea definitivă la calendarul egiptean. Deși sună ciudat, până la Copernicus, toți astronomii Antichității și Evului Mediu s-au bazat tot pe principiile calendarului egiptean pentru a observa diversele fenomene astronomice. În acest calendar nu erau trecute și validate doar solstițiile
echinocțiile sau fazele lunii, ci era mult mai complex pentru că urmărea mișcarea a numeroase stele de pe bolta cerească și, după cum știm, egiptenii aveau o slăbiciune pentru o anume stea, Sirius, cea mai strălucitoare de pe cer. Această stea era importantă în calendar pentru că răsărea înainte de revărsarea Nilului și astfel simboliza regenerarea. Anticii și implicit egiptenii, datorită rotației Pământul în jurul Soarelui, foloseau anul calendaristic de 365 de zile, an ce era împărțit în 12 luni, luni care erau mai departe împărțite în 3 săptămâni, a câte 10 zile. Treaba e că planeta noastră nu face o rotație fix în 365 de zile, ci în 365 de zile și un sfert. Ei bine, sfertul acela a dat mari bătăi de cap în toate calendarele, fiecare civilizație scornind câte o găstelniță ca să pună restul ăla undeva. Noi astăzi l-am pus ca fiind data de 29 februarie, odată la 4 ani. Calendarul nostru curent, actual, derivă direct din calendarul roman, care a fost preluat de la greci. Iar la greci, în perioada antică, era o aparentă degringoladă totală. Fiecare regiune sau insulă mai mare avea propriul calendar, pe de o parte, iar pe de altă parte, lucrau cu câte 2-3 calendare în paralel, civil, administrativ și religios. Una dintre chichițele nerezolvate ale calendarelor este data de începere a acestora și implicit data de începere a unui nou an. Astăzi în lume sunt unus cam 40 de calendare diferite, iar cele mai importante dintre ele sunt gregorian, chinezesc, hindus, ebraic, islamic și iulian. Și am ajuns la calendarul nostru, gregorian. Oare de ce anul nou începe la 1 ianuarie, așa, în mijlocul iernii, și de ce nu începe la solstițiu de vară sau pe 6 august? La etiopieni, anul nou începe în septembrie. Vecinii noștri de la est au întârziere de 13 zile. La chinezi, anul nou cade încă și mai complicat. Noi avem calendarul de la romani, cu tot cu împărțirea pe luni și numele lor. Romanii nu aveau nici ei o dată fixă de început. Pe vremea Republicii, linia de start era 1 martie și a fost stabilită de domnul Numa Pompilius, al doilea rege al Romei. În martie începeau războaiele, dar și lucrările agricole. Tot Numa a stabilit că anul avea 10 luni, adăugând ianuarius și februarius în coada calendarului. Prin anul 156 înaintea erei noastre, 1 ianuarie era dată în care se numeau consulii și ulterior au apărut diverse superstiții legate de data asta. Iulius Cezar a stabilit că degringolada calendaristică trebuie să ia sfârșit. A mai adăugat 2 luni în an, Iulius și Augustus, și a pus punctul de start la 1 ianuarie, pentru că Janus este zeul începuturilor, al trecerii și al transformărilor. A apărut astfel calendarul iulian. Peste nici 50 de ani, Iisus Hristos și o nouă religie apar, iar această lucrare divină zăpăcește din nou calendarul. Așa de rău încât în 567, Consiliul de la Tur hotărăște ca enoriașii să înceapă anul nou la 25 decembrie. Asta nu a ajutat prea mult, pentru că oricum anul nou în perioada medievală se ținea cam după cheful fiecarei nații. Lucrarea calendaristică finală a fost săvârșită de către Papa Grigore al XIII-lea în 1582, când a bătut actualul calendar în cuie. El a preluat calendarul iulian cu toate atributele pe care le-a legat fin și 1 ianuarie a rămas data de început a anului. O să râdeți, dar nici Grigore nu a biruit, iar adoptarea lui a fost cu cântec și uneori cu bătăi. Locuitorii insulelor britanice, de exemplu, au adoptat calendarul gregorian abia în 1752. Până atunci, anul nou începea la ei pe 25 martie, pe calendarul iulian. Iar odată cu adoptarea lui, ca și la noi în 1919, s-au pierdut niște zile, 11 la britanici. Iar pentru astea 11 zile, domnii lorzi britanici au bătut cu pumnul în masă că le vor înapoi, știți, mai puține zile de taxare. Ei bine, în cele din urmă, pentru că comerț, războaie, taxe, toate țările au fost obligate cumva să se raporteze la calendarul gregorian. Unele formal, precum chinezii, ca să știe când să trimită containerele cu bunuri la consumatori, alții ca noi, pentru că pur și simplu suntem latini și creștini. Astăzi, dintre cetățenii planetei, sunt unii mai norocoși, precum noi, pentru că avem un singur calendar unificat, civil, fiscal și religios. Alții, precum rușii, folosesc calendarul gregorian pentru uz civil și fiscal, iar pe cel iulian pentru uz religios. Chinezii, tailandezii, evrei sau musulmanii folosesc convențional calendarul gregorian, iar pentru
treburile lor interne, civile și religioase, folosesc calendarele proprii. Sper că v-a plăcut și episodul de astăzi și săptămâna viitoare vă aștept cu un nou episod. Cârma!